da, mă bucur și vreau să îi ajut să-și îndeplinească obiectivele. Am venit aici din plăcere pentru finalul de sezon și sper să-i ajut. Mereu a fost o atenție asupra mea și când mă voi lăsa de tot, va fi. Dar te bucură chestia asta sau crezi că ți-a dăunat cariera? Cred că mi-a și dăunat. Și eu sunt o persoană care nu place să apar mereu, să vorbesc și sunt mai tăcut de fel. Da, nu prea îmi place. Adică nu că unii vă ziceau că sunt arogant sau că... Nu. Așa sunt eu, așa simt eu să fiu și nu îmi place să apar mereu. Da, nu cum s-a scris că 300 de lei sau nu știu ce. Nu există nici primele acelea. Am venit din plăcere să îi ajut. Cunosc foarte mulți băieți de aici. Eu și joc de 2-3 ori pe săptămână cu majoritatea din echipă și de aceea am luat decizia asta. Dacă tot stau acasă, de ce să nu joc și câteva meciuri oficiale? Asta a fost decizia.